Trebuie să înțelegem că nimeni, de fapt, din afara țării nu poate să vină cu anumite declarații cât ține de viitorul Republicii Moldova, atâta timp cât asemenea abordări nu sunt acceptate de către actuala guvernare. V-am expus anterior poziția privind acordarea statutului Republicii Moldova drept țară, partener a forțelor armate a Statelor Unite în lupta contra Federației Rusiei. Același lucru se repetă atunci când actuala guvernare acceptă ca un prim-ministru a unui stat vecin să declare că Republica Moldova trebuie să fie lichidat ca stat și aceasta trebuie să se unească cu România. Și atunci când această persoană declară drept obiectiv prioritar pentru el în cursa prezidențială, dar actualmente deține funcția de primul ministru, că Republica Moldova trebuie să se unească cu România, iar autoritățile noastre nu au nicio reacție, asta înseamnă că această declarație a fost coordonată cu autoritățile Republicii Moldova. Prin urmare, întreaga vină și întreaga responsabilitate pentru asemenea declarații care de fapt aduc la conflicte la nivel internațional, toată această vină este doar vina partidelor de la guvernare și a conducerii Republicii Moldova. Pentru că, probabil, această tăcere din partea autorităților Republicii Moldova și, de fapt, nu doar este o probabilitate, suntem ferm convinși că această tăcere este doar datorită faptului că majoritatea persoanelor care sunt astăzi la conducerea Republicii Moldova au cetățenie română, au pașaport român, au depus jurământ de a sluji intereselor acestui stat și iată că prin această tăcere din partea dânșilor, de fapt, ei contribuie și susțin aceste declarații ale primului ministru ale României privind necesitatea unirii Republicii Moldova cu România, ceea ce înseamnă, de fapt, lichidarea Republicii Moldova ca stat.